Radio Maria. Radio Maria. O rază de lumină. O rază de lumină pentru sufletul tău. Pentru sufletul tău. Sărbătoarea aceasta are o vechime destul de mare. Nu se cunoaște data exactă când a început această sărbătoare în Biserica Catolică, dar mai ales în Ordinul Carmelitan. Ceea ce este cert este faptul că pe 16 iulie noi sărbătorim Ordinul Carmelitan și Biserica dăruirea Sfântului Scapular. Căci pe 16 iulie 1251, spune tradiția, Maica Domnului a apărut Sfântului Simon Stoc, un Sfânt Carmelitan, dăruind carmelitanilor scapularul ei, ca semn de consacrare și devoțiune față de ea, cu promisiunea că va menține în viață Ordinul Carmelitan. Și de atunci, o perioadă s-a ținut, putem spune, nu sub tăcere, dar nu se cunoștea bine această tradiție, dar din perioada 1500-1600, a început să fie sărbătorită sub acest titlu, amintind darul Sfântului Scapular. Dar anul exact nu se știe. Darul Sfântului Scapular, Părinte Augustin, înseamnă mai precis ce anume? O promisiune pe care Maica Domnului o face, credincioșilor ei, mai ales călugărilor carmelitani și surorilor, dar și toți cei care o venerează și o iubesc pe Maica Domnului, o ocroti. Numai că nu este doar un simbol spiritual, ci este și un simbol, un semn exterior material. Este o bucățică de stofă și simbolizează de culoare maro și noi spunem că este haina Maicii Domnului. Este maro pentru că este culoarea umilă a femeilor din timpul lui Iisus Hristos, a Maicii Domnului. Și ea cu această haină îi îmbracă pe fiii ei, este o bucată de stofă care se pune pe piept, pe față și pe spate, și simbolizează că credinciosul devotat ei se consacră Maicii Domnului, iar Maica Domnului, dacă trăiește în harul Dumnezeu și imită virtuțele, bineînțeles, îi va ocroti. În tot timpul vieții, mai ales în momentul trecerii la cele veșnice. Deci este o bucățică de stofă, putem spune, consacrată, binecuvântat, ca semn al îmbrăcării cu haina Maicii Domnului. Pentru noi carmelitani este o stofă care îmbracă întreg corpul călugărului și al călugărițelor. Pentru, da, și laici pot îmbrăca acest scapular, este într-o formă mai mică, destul de mică, depinde de agregația pe care credinciosul o face ordinul carmelitan, dar toți credincioșii care doresc și au această venerație față de Maica Domnului și scapularului ei, pot primi acest scapular. Deci sunt și credincioși, sunt foarte mulți chiar care în aceste zile s-au pregătit și vin la mănăstire. Și să nu uităm că un mare devot al Sfântului Scapular a fost Sfântul Ioan Paul al II-lea, Papa. Noi în mănăstire avem o relicvă a unui scapular pe care Sfântul Părinte l-a purtat în timpul vieții sale. Ne-a fost dăruită de către cardinalul Stanislav Zivici, fostul său secretar, și este pus pentru venerația credincioșilor. Se spune că, spun cei care au fost prezenți, că atunci când a fost rănit în 1981, pe 13 mai, a voit să fie operat cu scapularul pe piept, pentru că el credea în ceea ce Maria a promis, că va ocroti pe cel care va purta scapularul, nu doar spiritual, dar și fizic. Care este, Părinte Augustin, carisma Ordinului Carmelitan? Carisma Ordinului Carmelitan are trei mari, putem spune, fundamente. Este viața de rugăciune, viața de fraternitate și de slujire a celorlalți. Doar că aceste trei valori, virtuți, le trăim din perspectiva contemplativă. Deci nu este o slujire oarecare sau o viață fraternă oarecare sau o rugăciune oarecare, ci din dimensiunea contemplativă, care înseamnă, ca să fie mai clar, înseamnă să te lași privit de Dumnezeu și cu această privire a lui Dumnezeu care este în noi, să privim frații, să privim pe cei pe care îi slujim și să privim pe însuși Dumnezeu cu ochii săi. Deci să fie locuit Dumnezeu și cu Dumnezeu
să privești lucrurile și să acționezi acolo unde suntem chemați să acționăm în partea de slujire. Deci este de fraternitate, de slujire și de rugăciune din perspectiva contemplativă. Ordinul Carmelitan din România, unde anume este chemat să slujească? Suntem la Luncani. Este o mănăstire puțin izolată de restul lumii, dar foarte mult căutată. Trăim în rugăciune, în mod deosebit, pentru că viața noastră este caracterizată de multă rugăciune, dar slujirea, cum spune, practică, o facem și în afară, mergând în unele parohii, fie pentru spovezi, fie pentru direcțiune spirituală, fie pentru alte slujiri pastorale, dar suntem în colaborare și cu un centru de zi, este chiar din Luncan, se cheamă Hospice Casa Albert, unde vin de două ori pe săptămână copii și tineri cu boli paliative din împrejurimea Bacăului, tineri mai mici sau mai mari, și cu ei facem o experiență destul de profundă de slujire din perspectiva spirituală. Îi ajutăm să trăiască bine și partea spirituală, întărindu-i în suferințele lor. Apoi, în mănăstire vin foarte mulți credincioși care au nevoie de direcție spirituală, de ajutor, deci oricum, viața noastră este destul de activă și încercăm să fim mai atenți, să nu pierdem și partea spirituală, cum este rugăciunea, și viața fraternă pe care o trăim, fie între noi, fie cu ceilalți. Mai ales că mănăstirea noastră are și o anexă destul de mare, cu 35 de camere, prin care sunt destinate persoanelor care vin la mănăstire, fie pentru a se ruga, fie pentru a medita, fie pentru a se forma, iar noi intrăm des în contact cu ei pe partea spirituală, dar și umană, putem spune, da. Cum se îmbină în ordinul carmelitan contemplația cu viața activă? Putem spune că este exact, dacă reușim, facem exact cum făcea Iisus Hristos. El era mereu în relație directă cu Tatăl, cu Dumnezeu Tatăl. Pe Dumnezeu Tatăl îl avea în inima sa. Contemplația pentru noi nu înseamnă să fii separat de lume, să stai singur într-o pădure sau retras de lume și să contempli pe Dumnezeu, ci să te lași Dumnezeu pătruns în momentele de personale, momentele de rugăciune personală și meditație, apoi în viața de zi cu zi, în slujire, să privim cu ochii lui Dumnezeu și când asta este contemplația, să privești pe celălalt sau ceea ce faci sau pe cel care îl ai în față cu ochii lui Dumnezeu și când privești cu ochii lui Dumnezeu persoana care ai în față, nu privești răutatea, nu privești păcatul, nu privești decât ceea ce Dumnezeu a pus bun în el. Că Dumnezeu când privește un privește nu păcatul său, privește ceea ce era de bun în sine. Și asta ne ajută pe noi să fim într-o situație mereu pozitivă și de înaltă spiritualitate, iar celălalt, prin acest comportament, putem spune, este marcat și transformat. Pentru că atunci când unul intră în relație cu el, nu îl judecă, nu îl condamnă, ci îl apreciază și îl ajută să descopere în sine părțile pozitive, pentru că cel care privește și intră cu el în relație are pe Dumnezeu, se lasă transformat de Dumnezeu. Deci nu suntem noi care lucrăm, ci Dumnezeu lucrează prin noi cu ceilalți. Fie în dialog cu o persoană, fie atunci când muncim, când facem lucrurile practice. Dar se îmbină foarte bine dacă, și asta este important, dăm spațiu lucrurilor personale atunci când este momentul. Ca apoi când mergem în lume, să dăm din ceea ce am primit de la Dumnezeu. Este importantă mărturisirea credinței și a relației cu Dumnezeu atunci când mergem cu ceilalți. Nu putem trăi credința doar cu noi înșine, înapoi cu Dumnezeu. Trebuie și experimentat cu ceilalți. Căci credința se probează, putem spune, prin fapte. Iar faptele sunt exact trăite în relație cu ceilalți. Fie laici, fie persoane care nu sunt de aceeași credință cu noi, poate chiar din alte biserică religioasă, altă biserică creștină. Vin foarte mulți aici, nu numai catolici, dar și ortodoxi. Cu toți încercăm să avem o relație deschisă, pozitivă, cum scrie în Evanghelie, să primim pe toți și să ne comportăm așa cum Dumnezeu nostru s-ar fi comportat cu ei. Fie păcătoși, fie mai puțin păcătoși, dar nu judecăm noi. Dumnezeu judecă, noi doar încercăm să iubim.
aceasta este și mândria noastră. Referitor la contemplație și la rolul în societate pe care omul și-l asumă, cel care a văzut fața lui Dumnezeu îi iubește pe semeni, nu poate să rămână indiferent la ce se întâmplă în societate și nu poate să întoarcă spatele oamenilor care au nevoie de ajutor. Punea un, nu țin minte exact numele, un mare gânditor din secolul trecut, Thomas Merton, mi se pare mie, filozof, spunea așa: creștinul secolului următor, de secolul 21, ori va fi mistic, adică contemplativ, ori nu va fi creștin. Deci este o afirmație destul de puternică. Ce înseamnă mistic contemplativ? Om în relație cu Dumnezeu. Ori va fi un creștin care intră în relație profundă și adevărată cu Dumnezeu, nu superficial, nu doar cuvinte, ci o trăire, o experiență profundă, adevărată, ori nu va fi creștin. Va fi un filantrop, va face multe lucruri frumoase, dar nu este creștin. Pentru că creștinul ce face? Cine este creștinul? Este unul care stă în relație cu Dumnezeu. Dumnezeu nu este o idee, nu este cineva sau ceva prea sus, este o persoană reală. Deci noi trebuie să învățăm, să începem de astăzi, să ne raportăm cu Dumnezeu ca unei persoane. Nu fizică, bineînțeles, dar este o persoană. Și noi așa pe Dumnezeu îl numim, o persoană dumnezeiască, dar persoană care, căruia îi vorbesc, dar mai ales care îmi vorbește. Deci, cum spunea Thomas Merton, sper că este el, nu vreau să greșesc, creștinul de astăzi, secolul nostru, ori va fi contemplativ, ori nu va fi creștin. Ordinul Carmelitan este unul dintre cele mai vechi în istoria bisericii. Părinte Augustin, când au ajuns carmelitanii în România? Da, în biserică, ordinul carmelitan se naște, s-a născut în perioada în secolului 12-13, pe la 1214, plus minus. Nu se știe anul exact, pentru că noi nu avem un fondator al ordinului nostru. La baza nașterii ordinului carmelitan sunt un grup de eremiți, pelerini, care din Europa au mers în pelerinaj în Țara Sfântă, unde au rămas pe Muntele Carmel ca eremiți. Apoi, cu timpul, au descoperit frumusețea vieții comunitare, frățești, și așa au format o comunitate cu un responsabil, cu un prior, cum noi îl numim, și au cerut Patriarhul de Ierusalim, Sfântul Albert de Ierusalim, să le scrie o regulă. Deci n-au scris ei regula, ci s-au supus, putem spune, bisericii ierarhice, cerând o regulă, iar Patriarhul Sfântul Albert i-a scris o regulă, ca o scrisoare foarte simplă, cu multe citate din Sfânta Scriptură, mai ales din Sfântul Paul. Și așa s-a născut Ordinul Carmelitan, pe la 1214, dar regula a fost aprobată în 1247 de către Papa Inocențiu al IV-lea. În România am ajuns cam prin 1992, dar nu că a ajuns Carmel în România, ci România a intrat în Carmel. Căci în 1992, primul grup de tineri români plecau în Italia pentru a cunoaște carisma carmelitană și a se forma în această carismă. Iar în 1997-98, s-a început construirea acestei mănăstiri, lăcași de cult aici de Aluncani, din județul Bacău, iar în 2002 această mănăstire a fost consacrată pe data de 3 august 2002, deci avem până astăzi, sunt cam 12 ani de când suntem în acest loc. Și o ultimă întrebare, părinte Augustin, cum sărbătorește Ordinul Carmelitan devoțiunea Sfânta Fecioară Maria de pe Muntele Carmel? În toată lumea, carmelitanii au început deja cu 9 zile înainte. Deci ne-am celebrat novena, pe care am început-o pe data de 7 iulie, seara. În fiecare biserică carmelitană se începe novena în această dată și în fiecare seară, cu credincioșii, celebrăm Sfânta Liturghie, apoi vom facem vesperele în cinstea Mașii Domnului, vesperele solemne, dar ceea ce este particular este că la predică, părintele care predică încearcă să transmită o valoare în ce privește scapularul carmelitan. Sunt mulți credincioși care încă nu au primit scapularul și vin în timpul novenei,
pentru a se forma în această spiritualitate cameritană, dar mai ales în ce privește Sfântul Scapular, pentru că apoi când vor îmbrăca scapularul să fie, putem spune, pregătiți în data de 16 iulie. Sărbătoarea solemnă, când vin mulți pelerini din mai multe părți, sunt chiar foarte mulți, iar cei care doresc scapularul vor primi și Sfântul Scapular după ce au fost consacrați, vor fi consacrați, putem spune, mașii Domnului de pe Muntele Carmel și îmbrăcați cu Sfântul Scapular. Și așa se termină sărbătoarea mașii Domnului, dar noi continuăm, pentru că mănăstirea noastră este și închinată Sfântului Profet Ilie, este și el, noi îl chemăm Părintele Ordinului Carmelitan, care este sărbătorit pe 20 iulie. Data de 17 iulie începem Triduum în cinstea Sfântului Profet Ilie, pe care vom sărbători pe 20 iulie, duminică, în cripta Profetului Ilie, tot la ora 10:30 dimineața, cu credincioșii care vor veni. Și sunt chiar foarte mulți care vin, chiar de foarte departe, chiar din Suceava au fost câteva anul trecut. În ce constă, Părinte, pregătirea unui laic pentru primirea Sfântului Scapular? În a ști să se roage, în a ști să slujească și în a ști să fie frate cu ceilalți. Sunt cele trei aspecte ale cărăsimii cameritane. Să știi ce înseamnă a îmbrăca scapularul, ce înseamnă a fi consacrat Mariei. Nu este scapularul un talisman, ceva care este o deviză, putem spune, o identitate a persoanei. Așa că acea persoană, chiar dacă nu poartă în văzut celorlalți scapularul, dar comportamentul său, cuvintele sale, arată că este, aparține cuiva și aparține lui Dumnezeu prin Maria. Deci conștientizează această mare răspundere pe care o are îmbrăcând scapularul și că nu este ceva automat. Îmbrăcând scapularul devine automat perfect sau sfânt, ci primește un ajutor, putem spune, teoric asupra modului în care se poate lăsa transformat de Dumnezeu, căci este un drum, un drum de transformare în a fi un creștin mai bun, un iubitor al Maicii Domnului mai bun, putem spune, și de ce nu, unul care, consacrat Mariei, crede și trăiește cu tărie tot ceea ce Maria a promis celor care o vor iubi și o vor cinsti. În primul rând, să ajungă la Iisus, căci Maria nu este un cel, Maria este mereu o mijlocitoare, celul este Iisus Hristos, și iubind-o mai mult pe Maria, automat, și dacă este o iubire pură, adevărată, automat îl iubim mai mult pe Iisus Hristos, care este Mântuitorul nostru. Deci asta înseamnă, în asta constă această formare. În a conștientiza mai bine importanța sau ce înseamnă a îmbrăca Sfântul Scapular. Și nu ajunge cu siguranță 9 zile. Persoanele vor trebui să continue. Noi insistăm mult pe citirea Sfintei Scripturi în fiecare zi, acasă, în familie, personal sau cu ceilalți, rugăciunea Sfântului Rozariu, faptele de caritate pe care suntem chemați să facem față de cei nevoiași. Și un lucru foarte, foarte important este punerea în afara vieții noastre a păcatului. Păcatul trebuie să fie nu doar mărturisit la spovadă, aceasta este fundamental, dar să nu mai fie. Deci să luptăm ca păcatul să fie în afara vieții noastre. Că atunci când luptăm împotriva păcatului și învingem păcatul cu harul Dumnezeu, sigur, viața noastră devine mai sfântă. Deci nu are ce căuta păcatul în viața de fiecare zi. Dacă este, îl spovăduim, dar să nu lăsăm ca păcatul să persiste, să rămână în noi, cum de foarte multe ori și în foarte multe persoane creștine, poate chiar bune, se întâmplă asta. A fost Părintele Augustin Folder din Ordinul Carmelitan. Părinte, vă mulțumesc pentru prezență, o sărbătoare frumoasă la Luncani. Și noi din partea noastră tuturor, vă dorim și vouă o zi binecuvântată și Maică Domnului de pe Muntele Carmel pe toți cei care o venerează și o iubesc și o cinstesc să vă ajute, să vă binecuvânteze.